Ne aflăm acum în sufrageria unei căsuțe vechi din aproape. Un bărbat, Lendl, citește o carte. Liniște și pace. Deodată, cineva bate la ușă. Ok, ieși! Vin, vin! Lendl! Ce? O vreau înapoi! Ce? O vreau înapoi! Ce? Toată dragostea pe care ți-am dat-o, o vreau înapoi! Ce? Acum! Nu înțeleg! Pe-a dat o am în mașină! Ce? Toată dragostea pe care mi-ai dat-o, o am în mașină! Ce tot vorbești? Nu mai vreau! De ce? M-am hotărât, gata! Ce? Gata, m-am hotărât! Și deci, ți-am adus înapoi toată dragostea pe care mi-ai dat-o. Așa e cel mai bine, e în mașină. Ai mai zis și... Pot să-ți o aduc eu sau poți să-ți o aduci tu? Păi, nu vreau. Ce să fac cu ea dacă... Păi, nici eu nu vreau. Ce să fac cu ea dacă nu mai vreau? Nu știu. Păi, având în vedere circumstanțele, nu mi se pare corect să o păstrez, așa că ți-o dau înapoi. Ce faci? Ți-am zis, iau toată dragostea pe care mi-ai dat-o, ți-o dau înapoi. Da... Nu cred că o vreau. Doamne, ai nevoie de ajutor? Nu, mă descurc. Nu e așa grea. Și asta e... Toată dragostea pe care mi-ai dat-o? Wow! E ceva! Da! Cocu? Da! Wow! Ce naiba fac eu cu toată chestia asta? Adică nu cred că o să am loc pentru... Sunt convinsă că o să găsești, așa că cinstit ar fi să mi-o dai înapoi și după a mea. Fiindcă o vreau înapoi. Toată dragostea pe care ți-am dat-o, o vreau înapoi. Deci, Lendl, du-te și adu-mi-o. Te rog, acum! Ok, girl, ok. Ce e asta? E toată dragostea pe care mi-o... Asta e? Asta e tot ce ți-am dat? E tot ce am găsit, adică... Oh, ok. Ce se întâmplă? Ți-am zis, gata! De ce tu zici chestia asta? Fiindcă te-am întrebat dacă te-ai gândit vreodată să ne căsătorim. Ții minte că te-am întrebat? În decembrie, ningea. Da. Ei, da, când te-am întrebat chestia asta, ai devenit atât de tăcut. Și încă de atunci toți mi-au spus că trebuia să-mi dau seama. Care toți? Toți! Cine? Mervălin! Mervălin? Mervălin a zis că are așa o expertă. A zis, da. A zis Mervălin că tăcutul ăla o spune tot. Și are dreptate. Nu mă iubești. Ce gay, nu. Și am încercat să repar chestia asta oferindu-ți ultimul strop de dragoste. Și acum nu mai mi-a rămas nici pic de dragoste pentru mine. Și asta nu e deloc bine pentru cineva. Și de asta vreau înapoi toată dragostea pe care ți-am dat-o. Fiindcă vreau să o iau cu mine. Unde te duci? Trebuie să mă rup de anumite chestii. Ce chestii? Ce chestii sunt în orașul ăsta de care să te rupi? Adică niciuna. Ba sunt. Tu. Eu? Da, tu. Tu ești chestiile din orașul ăsta de care trebuie să mă rup, fiindcă trebuie să mă gândesc și să o iau de la capăt. Deci, toată dragostea pe care ți-am dat-o, am nevoie de ea, deci. Trebuie să mi-o dai înapoi, fiindcă asta e tot ce am acum. E dragostea pe care tu mi-ai dat-o. Nu pot oferi dragostea ta altor tipi, fiindcă pur și simplu nu-i corect. Altor tipi? Există și alți tipi? Nu, încă nu, dar presupun că o să existe. Gay. Și mă gândesc că din moment ce tu nu ești pregătit să faci ce fac oamenii care au fost împreună destul de mult timp, cred că trebuie să terminăm. De ce gay? Și cel mai bun lucru pe care îl putem face acum este să ne înapoiem dragostea pe care ne-am oferit-o unul altuia și putem spune că suntem chit. Domnule Lendl, asta e toată dragostea pe care ți-am... Nu... Știu că ți-am dat mai mult de atât. Lendl, ai pierdut-o. Ce gheni, nu! Ai pierdut-o, Lendl? Fiindcă știu că ți-am dat mai mult de atât.
și cred că mă acuz de ceva. Și ăsta nu-i deloc un moment bun să mă acuz de ceva. Ce? Nu te acuz de nimic, nu ți-aș face la ceva niciodată, doar că... O, Doamne, cred că mai bine ar trebui să iei ce ai venit să iei și să ne vedem mai târziu. Lendl! Lendl, ce naiba e asta? Lendl, ce-i? Lendl, măcar ai decența să... E un iner. Și ce? E un iner? Un inel pe care îl ofer cuiva cu care ai fost împreună destul de mult timp, doar ca să-i spui că ești pregătit să faci ce fac oamenii care au fost împreună destul de mult timp? Da. Dar toată dragostea pe care ți-am dat-o unde e? E acolo, gay. Dar... E chiar acolo. Dar... E aici, chiar acolo. Mi-ai dat atât de multă de-a lungul anilor. 11. De-a lungul a 11 ani, mi-ai dat atât de multă, încât n-am știut ce să fac cu ea. A trebuit să pun o parte în garaj, o parte în magazie. L-am întrebat și pe tata dacă are vreo sugestie. Și el mi-a zis, i-ai luat un inel? Și eu am zis, nu. Și el mi-a zis, iai, când se adună atâta dragoste, ăsta e cam singurul loc în care ai putea să o pui. A zis că o să intre... Toată. Și au dreptate. Asta e toată dragostea pe care mi-a dat-o, doar că nu în aceeași formă în care mi-a dat-o. O mai vrei înapoi? Da, o vreau. Păi, atunci iau-o.